Salutare lume și bine v-am găsit la o nouă serie și anume Outlast 2. Ah, doamne, sunt cu căștile la maxim, sper să nu mă cac pe mine. Și da, sunt răcit în caz că vă întrebați de ce vorbesc așa pe nas. Și da, în caz că vă întrebați de ce mi-apare aici continuu, este pentru că mi-am luat un mouse nou și am vrut să-l probez să văd cum merge. Deci da, am intrat puțin, am jucat cred vreo 5-10 minute ceva de genul. Deci o să știu puțin din joc pe început, dar hai să o luăm din loc. Outlast 2 contains intense violence, gore, graphics, sexual content and strong language. Please enjoy. Mulțam, sper și eu la fel. Lynn Langerman is an investigative journalist seeking the answers behind a pregnant woman murdered under impossible circumstances in rural Arizona. You are Blake Langerman, her husband, assistant and cameraman. Record everything. Neither of you are fighters. To navigate the horrors waiting for you in the desert, your only choices are to run, hide or die. Da, foarte, cum să spun, te încurajează foarte mult, chiar de pe începutul jocului, n-am ce să zic. Saving. Please, Blake. Mama mea, ce voce. Și eu sunt la fel. Da, au și-o pașii, nu trebuie să-mi spui. Jesus, Blake, are you really sleeping? I'm awake. Da. You should have slept last night. Well, I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. Opa. Te prinde. You know Jessica? Oh, te prinde. No, I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Da, chiar, de ce nu? Sure. Ei, și uite așa ne intrăm noi în rol. Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to. Oh, oops. The fuck? Fuck. Sorry about that. My panel's a little soft, but well, we're good. Să sperăm. Get as much of the landscape behind me as you can. Aha. You got me? Yeah, we're good. Te iau, te iau. Leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie. Have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. The police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first ce mai contează cum a murit până la urmă? We should mention the fetus too. I mean, how it just. Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. Suntem ok, hai da. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Oh shit. Oh shit. Opa. Mamă, ce țipă asta, doamne! Căcatul se întâmplă, dragi prieteni. Outlast 2! Ok, hai să intrăm în pâine. Jesuse! Exact cum spune Satana. Jesuse, tu ești cu mine peste tot. Nu o să mă dezamăgești tu. Stați liniștiți că știam de poanta asta. Deși n-am înțeles care-i acum înțeleg. Și sincer mă cam enervează aici că nu prea pot să alerg. Mamă, am dat sensibilitatea ca disperatul aproape la maxim. Da, e ok. Pe ce apăsam alt sau că nu mai știu. Încă nu pot să mă uit înapoi.
Wow, cât de lucios e parchetul. Cineva face foarte bine pe femeia de serviciu. Ce dracu-i cu muzica asta? Bum, uși închise. Oh, fuck! Mamă, cât de nașpa e cu volumul. Hai bă, că am supraviețuit, ce pana mea, nu suntem făcuți din atât de puțin, doar din plastilină, ce pana mea era. Ok, tap repeatedly. Oh, nasol e să fii răcit, frate. Și mai ales să fii răcit și să joci Outlast. Bă, eu totuși nu mi-explic o chestie. Cum mama dracu a căzut elicopterul de la atât de mare distanță și camera miraculos nu are nimic? Ia să vedem. Deci nu e crăpată, nu nimic. Cum dracu vă explicați treaba asta? Jump, you motherfucking bitch. Da, da, știu, to get on the ledge, moved in that direction, cred. Control. Mamă, dacă de beznă e. Ok. Asta nu mi-a plăcut, că trebuie să stau să filmez porcăriile astea. Jesus. Is no, there's no bodies. She's not in here. Lynn! Lynn! O, bă, nu mai țipa ca disperatul așa că îmi spargi urechile. Oh, fuck me! Aha, aha. That did not happen in the crash. Fuck this! Fuck this! Da, într-adevăr foarte nasol. Left alt. Ah, alt. Doamne, ce idiot sunt. Nu înțeleg totuși de ce ai vrea să te uiți în spate în jocul ăsta. Hai, filmează mai repede, că nu mai am baterie. Știți ce mi s-a părut totuși de rahat în jocul ăsta? Că poți să te rănești în cactus. De parcă i-ar păsa cuiva. Cactus pe aici, pe undeva, ia să facem noi o demonstrație. A, da, uite. Oh, căcat, ce-a fost aia? Bă, aș putea să jur că a trecut ceva pe lângă mine. Vreau și eu o baterie, dacă se poate, și o luăm de aici. Hey. Hey, man. Oh shit. Oh shit. Da. My dear sweet Ellie, a, n-are treabă cu jocul, deci nu o să mă intereseze chestia asta. Asta se... Oh! Go, oh, ok, ok, am plecat. Stați liniștiți. Ok, ciudaților. Asta nu se deschide. Bă, da, aproape nicio ușă nu se deschide pe aici. To pick, hold, Q or A. Ok? Băi, indivizilor, ce cu voi pe aici de nu zice nimeni nimic și toți se îndepărtează așa de mine de parcă aș fi vreun copil de satană sau ceva de genul? Open the door, bitch! Poliția! Mâinile sus, chiloții jos, că vă ia mama reacu. Așa, aici ce zice? Dear Father, our loving God, no mercy. Eu de obicei nu stau să citesc chestiile astea, dacă voi vreți să le citiți, puneți pauză și uitați-vă acolo. Băi, ia să vedem, e ceva pe aici? Oh, baterie, de asta chiar nu știam. Dar cine dracu urlă în halul ăsta? That's fucked up. E și mai fucked up faptul că trebuie să stau să filmez o grămadă de porcării, care din punctul meu de vedere nu prea au rostul, dar mă rog. Oh, căcat! Am uitat de jumpscare-ul ăsta. Bă, și-l și văzusem în demo, maica mătii. Ok, Nema?
Ce? A zis ceva de crawling. A, asta zicea, ok. Asta o știam deja, nu trebuia să-mi spui. Bun, ia să vedem în ce direcție pe aici, cred. Mama mea, doamne, sunt căcat pe mine. Ce dracu se aude? Bă, eu vorbesc. Midwife's lament. The true baby is coming, ready the knife. The fuck, disperaților, de ce dracu? Au, că ca să nu spui că aici a fost sacrificat un prunc, că eu îmi bag piciorul. Au fost mai mulți. Nu doar unul, ok, să-mi bag pula. Acum merg pe o tocăniță de copii. De bebeluș morți, ești prost la țeastă. Hai de cap. Ce dracu, bă? Hai că am trecut eu și fără, ce? A, crawl. Aha, am înțeles. Hai de maica măsii, bă, nu văd nimic, mă. Ce dracu? Am auzit ceva. Vai de capul meu ce-mi bate inima. What? Oh shit! Oh shit! Mama mea, cum se aude! Nu, 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 nu! Vai de pula mea, e în spatele meu! Nu, 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 nu! Pleacă-mă de aici, pleacă de aici! Bagă-te, 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 bagă-te! Hai de capul meu! Hai de capul meu! Mamă, doamne, rău e cu căștile la maxim! Vai de morții măsii! Ok! Așa, împinge de chestia asta. Bă, dar ce ușor se manevrează. De ce m-ar urât Dumnezeu? Ok, n-am nevoie să citesc chestiile astea, dar pur și simplu le culeg și nici eu nu știu de ce. Bă, ce nașpa e, mă, cu căștile la maxim. Păi de asta nu mă speriam eu, frate, și mai mult făceam Caterinca. Acum face joc cu Caterinca de mine. Ok. Hai, ia camera. Oh, Jesus. Oh, shit. Urâtă ești, bă, femeie, bă, urâtă ești. Okay. Ce ok, bă, nu e niciun ok. Nu e ok deloc. De ce ar fi ok că Dumnezeu te vrea mort? Și, în primul rând, de ce te-ar vrea Dumnezeu mort? The fuck, oameni buni, ce se întâmplă cu voi? A? Bă, după ce că m-a fugărit aia atât și merg printr-un hambar, ar fi bine măcar să nu calc în vreo balegă de cal sau ceva, că altfel o să-mi bag picioarele. Bun, am înțeles, pe aici nu-i nimic. Direcția asta ceva. Bă, sper măcar să-mi dea ceva baterii. Vrii. Ok, deci în direcția aia e ceva. Aha, am înțeles. Deci am impresia că... Ce dracu am făcut, mă? Oh, shit. Oh, shit, lasă-mă! Niciun hai, papa! Oh, căcat! De ce ăștia mă lasă în pace acum? Oh, ok, e bine. E bine că mă lasă în pace. Dar nu e bine că voiam să cotrăbui pe aici și văd că nu pot. Asta nu e bine. Eu pe aici trebuie... Oh, baterie! Ok, și doar atât. Îmi place că ăștia mă lasă în pace. Chiar mă așteptam să...
They're blind. It's like they're hypnotized. Why must we do this terrible thing? Will exhaust me. Bă, ce nașpa, chestia asta în Outlast 1 nu cred că se întâmpla. Din câte mi-aduc eu aminte, nu oboseai dacă alergai. Cel puțin nu la modul ăla să... Ok. De ce trebuie să filmez asta? Cine, Doamne Sfinte, vorbește? Da. Vechea problemă cu ușile în Outlast. Nu toate se deschid și nu poți să cotrăbăi peste tot. Așa. Ia să vedem ce ne așteaptă noi dincolo de această... Ai de capul meu, coboară în basement? Oh, shit. Oh, fuck. Carpe abyssum ateum. Ce dracu înseamnă asta? Dă-o încoace? Ok. Ce mai ca, mă, si se aude, mă? În gâtul mătii! În gâtul mătii! Mamă! Mamă, credeam că ăla o să iese peste mine, mă. Dați-mi și mie chestioara asta, mersi. Bă, unde, Doamne, iartă, măi, nevastă mea sau gagică mea, amanta, ce-o fi, nu știu. Vai de capul meu ce-mi bate inima. Deci de când m-am întâlnit cu individul aia, îmi bate inima în continuu. Sunt... A, gemd. Ok, nu-mi place când ușile sunt gemd, înseamnă că eu nu pot să le folosesc. Ceea ce nu-i ok. Bă, bănesc că n-am decât să ies pe aici. Se aude ceva? Și de ce am eu impresia că aia e nevastă mea? Asta se deschide? Nema, nu vrea. Ia uite-o pe mâncaua tata, vină încoace. Hai femeie, vină încoace. Unde e? Ah, aici. Ce faci, bă, păpușă? Oh God, Blake. Are you okay? No. What the fuck? I don't know. Oh shit. We have to run. Ok. Bună idee, hai da. Dar de ce merge în loc să fugă? Away from here. Anywhere but here. O decizie înțeleaptă. Da, știi care e faza mișto? Că după ce las camera, nu se mai vede absolut nimic, dar tipa mă vede perfect unde sunt și poate să vorbească cu mine. Nu înțeleg treaba asta. Cum, Doamne, iartă-mă, e beznă totală. Eu nu te văd dacă las camera jos, dar tu mă vezi pe mine. Poate să-mi explice și mie careva? În fine, trecând peste asta, până acum jocul chiar îmi dă palpitații și spasme din alea proaste. I have to stop. I need... Oh, God. Să nu-mi spui că ești gravidă sau ceva. What's happening here? I thought you were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. Aș fi preferat sincer să fiu mort decât să joc asta acum. God. What did they do to you? I can't talk about it. A fost nașpa? Era mare? Mai mare ca a mea? Nu cred. Păi hai să luăm la fugă dacă vin. Come on. Oh, mă ține de mână, ce sweet. De, totuși întrebarea e unde cacao ne ducem. Opa. Deci asta chiar are un bebe în burtă. Deci uitați, nu se vede absolut nimic, dar tipa vede perfect unde merge. Nu, n-am nevoie să fiu strivit sub cizmele voastre. Promiți? Au!
God wants Lynn! Help. Lynn! No, you... No! You, no! You motherfuckers! No! Get off me! No! You leave her alone! Ce fac ăștia, fratele meu? Ce căca se întâmplă că nu văd nimic? What the fuck? What the fuck? Adică cum își vine asta? Mi se pare mie sau îl omoară pe ăla? Da. Îl face harcea-parcea de fapt, nu că îl omoară. Ce-a fost aia? Mi s-a părut mie sau tocmai a dat o limbă? Altul care dă limbă. Bă, stai. Bă, stai, ia stai așa. Are voce de femeie și totuși arată ca un bărbat. Deci stai un pic tu... Tu ești femeie sau ești bărbat până la urmă? Că sincer arăți foarte gay. Toate că ești femeie. Și de ce dracu a trebuit să-mi dai și tu limb? Că sincer m-am săturat de faza acolo din DLC-ul din Outlast 1, când pur și simplu îmi dă așa o lăbuță, doamne, o limbuță frumos pe toată fața și deja parcă mi se tăiase stomacul la faza aia. Tu a trebuit să-mi dai două, și pe stângul și pe dreptul. Oh, shit! Man! Fă-i bagabonto! Ești ok? Lynn! Nu văd nimica. Deci pe unde o luăm, oameni buni? Pe aici? Jesus! Jesus, God! Nu văd nimic. Called them heretics. They called Lynn mother. It's not just a cult. It's two sides. Christians and something else. Și probabil sataniști. Să știi că în timp ce faci asta, camera aia nici nu se udă, da. Uite, e fleașcă și eu nu mai văd nimic, idiotule. Deci, pe unde o luăm, Praleo? Ia spune și mie. Să moară Bibi, eu nu mai văd nimic. Poți să închid chestia asta? Da, close, așa. Se vede ceva? Oh, fuck, se vede perfect înăuntru. Deci, pe unde să o iau eu? Pe aici cumva? Nu știu de ce am vaga senzația... Vaga senzația am vrut de fapt să spun. Vaga senzația, ce dracu, inventez cuvinte noi. Nu știu de ce am vaga senzații că e mai bine să mă plimb așa din casă în casă. Oh shit, încotro pe aici. Oh shit, mă vede. M-a văzut de fapt, nu că mă vede. Deschide, deschide, deschide. Oh shit, iar lumina asta. Și voilà, sunt într-o școală. Întrebarea este de ce? What the hell? Într-adevăr, what the fuck and what the hell? Dreaming. Or out of my fucking mind. Cred că e mai posibil a doua variantă. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. I remember this. Bă, care-i poanta cu Jessica asta, că eu nu înțeleg. Jessica. And Lynn. Deci, ăla din mijloc sunt eu. Și ăștia două sunt nevastă mea și gagica aia de care tot se vorbește în joc? Ok. Într-adevăr, să știi că ești pe jumătate fucked up. Nu te văd bine, prietene. Ok. Să moară Bibi că se aude ceva, dar nu știu ce.
Oh, 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 fuck. Da, din direcția aia se aude ceva și nu știu ce e. Ce, Doamne Sfinte? Oh, shit! Mamă! Vai de capul meu ce sunete, bă, oamenilor, bă! Vai de morții măsi, bă! Ieși în puii mei afară! A, super, în zăpadă și beznă! A, mersi, mi-ai deschis și ușa! A, da, ești un scump! Nasole să vorbești cu nasul în fundano. Bă, în mod normal trebuia să mă fac plăcintă de la căderea aia, dar... miraculos sunt în viață. Mă întreb oare cum e posibil. Tu cine ești? No, father killed you, didn't they? No. Not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Mersi de ajutor. Cred. Who are you? My name's Ethan. But I mean, are you one of them? And which side are you on? You mean why? Ain't I trying to kill you? Da. I've been unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain when nah. Pressed himself on my Annalie. And she not but 15. I'm sorry. Ah, cum înțeleg. My grandson. Baby, he put in her. Was my the Antichrist and I had to slit her belly and kill the child. Oh, God. Mamă, și eu merg așa pe 7 cărări de parcă sunt bea, dar cred și eu la cum mi-am spart căpățâna. Adică, god damn, totuși. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Da, într-adevăr. Sorry, your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? You seen her? Yeah. E tipa care mi-a dat mie limbile. Eu acum am prins. Mister, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Nu știu dacă o să mai fii atât de recunoscător când o să afli ce face fieta. Eu cred că tu ai educat-o bine, dar totuși cam nașpa din partea ei ce face. Oh shit. I'll be okay. Da, foarte nasol de mine. Ca să vezi. Unde? Unde, mă? Ah, mersi, ești un scump. Sper că nu mă dai papă la baba aia. It's all right. He just relaxes here, I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. Să sperăm că așa o să faci, că altfel nu te văd bine. Bine, hai nănic. Hai să facem nani. Cred că asta și trebuia, de fapt. Ok, cât mai aștept așa? Oh, shit, când apare saving acolo ceva nu e bine. Sunt în... beciu cuiva, cred, și dorm pe jos pe un sac. Oh shit. I had nothing. Righteousness cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. Oh fuck. E aici. I copied him 100 times. If I knew where the outsider was. The prophet don't need your help in finding the devil's whore and interrupt me. Oh shit. No questions even now, other heretics at chapel. God will guide. Oh shit! Distrusa dracului! You sin when you deny the prophet. Unde e, mă? You sin since to deny. Grace!
Oh my god. Oh shit. No, the outsider is. His seed begat the enemy. God and the prophet both want. Just let me talk to Noah. I can explain. Oh my god. Oh shit. Oh! Mother of God, bă, m-a durut pe mine capul. Vai de... Ai, căcat! Nu, 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 nu. Ai, de capul meu să nu mă vadă. Ce God loves you, mă? Pleacă dracu odată de aici, că nu mai pot, vreau să ies afară. Ai, căcat! Așa, pleacă în gâtul, mătii, ieși afară! Vai de morții, măsii, bă! Prietene? De ce speri că omul e făcut bardaf acolo în caz că n-ai observat? Oh, shit, am uitat, trebuia să sar, nu? Da. Unde ești, mă? You didn't give me up to her. Da. Un om de treabă. Un om de treabă găsit în Outlast, în sfârșit, ceva de genul ăsta este foarte rar și de prețuit. Deci, domnule, te iubesc, ești un sfânt pentru mine. Mă așteptam că o să dau ortopopi când am văzut-o pe aia, dar se pare că nu. Ok, oh, căcat. Întrebarea mea este acum, pe unde, oameni buni, pe unde? Pe aici? Da. No. Bănuiesc că doar pe aici pot să o iau. Bă. Sper că nu e aia pe aici prin zona. Căcat. Știți ce? Cred că o să opresc episodul aici. Da, chiar asta o să fac. Îmi pac piciorul, eu mă întorc în casa, dar să... Oh, am încă ușă, e bine. Chestia asta mă liniștește cumva. Ce dracu s-a auzit? Nu, oameni buni, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Un like, un share ca să vadă și prietenii voștri. Și nu uitați să vă abonați ca să nu pierdeți episodul următor. Cam atât. De ce dracu se tot aude chestia aia? Fă, unde ești? Oh, Rahat, ce m-am speriat. No, bun, m-am liniștit. Cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Noi ne auzim data viitoare. Hai, ciao-les.